Cele 20 de autobuze noi, electrice, le vor înlocui pe cele care au fost exploatate la maxim timp de 10 ani și, conform spuselor primarului municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, ele fac parte dintr-un plan amplu de mobilitate urbană care dorește să aducă siguranță mureșenilor. Cele care vor merge electric, pe anumite trasee securizate, și care au rolul de a aduce și aduce Târgu Mureșenii, adică cei din jurul Târgu Mureșului, la ore fixe, tocmai pentru ce a preveni, eu știu, circulația cu mașinile foarte, foarte frecventă. Odată cu deschiderea sezonului, va apărea și o rută specială cu ajutorul câtorva dintre autobuzele noi, care vor duce mureșenii care doresc să se relaxeze în timpul liber până la platoul Cornești. Odată cu această nouă rută introdusă, se dorește a se limita și prezența mașinilor. Deocamdată mașinile sunt necesare pentru că fiecare mămică își duce căruciorul, trotineta, bicicleta, rucsacul de picnic și atunci îl înțelegem. De-aia am făcut foarte multe locuri de parcare, dar pe lângă ele să meargă și un mijloc de transport în comun în care să fie mai sigur. Din planul de mobilitate urbană mai face parte și achiziționarea unui trenuleț urban care se dorește a fi dezvoltat în viitor.